75 din data de 25.09.2017 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 29.09.2017. Primarul Comunei Cleja, județul Bacău. Având în vedere necesitatea și oportunitatea privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 29.09.2017, în baza articolului 39 aliniatul 1, articolul 68 aliniatul 1 și articolul 115 aliniatul 1 litera A din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2017, pentru perioade dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Cleja, județul Bacău, se convocă în ședință ordinară în ziua de 29.09.2017, ora 9, cu următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 19.09.2017. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe perioadă de 3 luni, începând cu luna septembrie 2017, proiect inițiat de domnul Istoc Petru, primar. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Comunei Cleja, județul Bacău, proiect inițiat de domnul Istoc Petru, primar. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2018, proiect inițiat de domnul Istoc Petru, primar. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special domnului Istoc Petru, reprezentantul Comunei Cleja, județul Bacău, în AGA, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adif, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul cuprinse în actele adiționale numărul 33, 34 și 35 la cadrul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare numărul 556 pe 2006 din data de 29.11.2010, proiect inițiat de domnul Istoc Petru, primar. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, proiect inițiat de domnul Istoc Petru, primar. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2017, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 6415 din data de 22.09.2017, proiect inițiat de domnul Istoc Petru. Articolul 2. Secretarul Comunei și personalul aferent compartimentului Secretariat Relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspunde ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții. Articolul 3. Împotriva prezentei dispoziții se poate face contestație de cei interesați în condițiile legii contenciosului administrativ numărul 554 pe 2004 cu modificările și completările ulterioare. Prezenta dispoziție va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și se va proceda la transmiterea acesteia în vederea afișării pe site-ul instituției. Pardon. Se va suplimenta ordinea de zi, având în vedere urgenta necesitate, legalitate și oportunitatea unor proiecte care nu pot fi amânate pentru ședința următoare, propun aprobarea suplimentării ordinei de zi din dispoziția numărul 275 din data de 25.09.2017 cu următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile, terenul cu construcții, situate în intraviranul satului Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, proiect inițiat de domnul Istoc Petru, primar. Având în vedere urgența necesitată, legalitate și oportunitatea proiectului de hotărâre, propun adoptarea de urgență a hotărârii menționate mai sus în forma prezentă și redactată în ședința Consiliului Local din 29.09.2017. Cine? Domnul Joca. Să punem la vot. Trecem la... se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la primul punct. Aprobarea procedurii verbal al ședinței extraordinare din data 19.09.2017. Dacă aveți ceva de comentat la procesul verbal. Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. E bine să ne grăbim, că este toamnă și să meargă treaba cât mai repede. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna septembrie 2017, proiect inițiat de domnul
primar Iștoc Petre. Eu consider că este foarte bine, se merge pe 3 luni de zile, ca și au fost de fiecare dată. Chiar dacă o să fie niște ședințe de ceva extraordinare, de urgență, asta consider eu că o să supere domnul domnul, dar n-avem... Eu o să mă supăr, trecut. O să mergem așa pe 3 luni, cum s-a făcut proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. S-a ține cineva împotrivă? Mulțumesc. Da. Al treilea proiect îl avem pentru cu regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi. Știți că în fiecare an sau de fiecare dată când a trebuit refăcut regulamentul, vă fost prezentat dumneavoastră celor care ați mai fost, dacă nu este acum, au fost pus la mapa fiecarei comisii. Cine a fost interesat a putut să bată. Este un contract, un regulament cadru care se folosește peste tot. Dacă ați citit și aveți ceva nelămuriri, vă rog frumos să ne spuneți și în măsura în care vă putem ajuta, vă dăm și argumente. Dacă nu aveți nicio întrebare, supuneți la vot. Se supune la vot. Cine este pentru? Ce spuneți pentru? Da, vă mulțumesc. Împotrivă? S-a ține cineva? Nu. Trecem la punctul 4. Aici avem acordarea unui mandat special pentru domnul Iștoc Petru, reprezentantul... La punctul 4, da. Da. E 4, ușor. Da, nu de ocupare. Așa trebuie aici, eu vă spun. Da, e normal, la punctul 4. Nu, că sunteți în președintele cu ședință. Nu, mai este normal. A, mă scuzați, da. Este proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2018. Acest plan de funcții, normal, se discută până ședința Consiliului Local, până pe 31 august. După discuțiile care sunt în cadrul ședinței, se trimite la București, iar ANFP-ul ne dă aviz, care normal ar trebui să fie până pe 15 octombrie al fiecărui an, ar trebui aprobat. Nu s-a modificat absolut nimica. Avem avizul aici prins în spate, cred că v-ați uitat. Cine mai dorește să mai poate? Da, acest aviz se face în fiecare an, se aprobă în fiecare an. Deci în fiecare lună august se discută, până pe 15 octombrie se transmite la ANFP, trimite înapoi către primărie și până pe 15 octombrie avem obligația de a aproba-o. Și după aia se trimite hotărârea înapoi la dumneavoastră. Deci asta se face în fiecare an. Cred că a fost pe înțelesul tuturor. Dacă... Se supune la vot, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Trecem la punctul 5. Următorul proiect de hotărâre este cu aprobarea acordării unui mandat special domnului Iștoc Petru, reprezentantul în Comune Cleja, județul Bacău, în AGA, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adib, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul, cuprins în actele adiționale numărul 33, 34 și 35 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Și asta se face aproape în fiecare an. Trebuie să desemnăm și să-l mandatăm pe domnul primar, ca dumnealui să ne reprezinte la nivel de comună. Să participe la toate ședințele. Da. Dumnealor ne-au trimis la mapă foarte multe hârtii, acte adiționale. Dacă ați fost... Dacă ați dorit să vedeți, ați văzut ce era la mapă. Dacă aveți vreo nelămurire, vă dăm în funcție de cum ne pricepem, dacă nu, trimitem și îl întrebăm pe domnul coleg. Da. Oricum, nu este nicio modificare de tarif, nu este treaba noastră, este doar mandatarea domnului Iștoc. Cine are, dacă cine este pentru? Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc, împotriva. Da. Punctul 6. Următorul proiect de hotărâre este aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență. Ședința trecută am pus la dispoziție la mapă
persoanele care fac parte din acest serviciu. Sunt 25 la număr. Sunt persoane care sunt pentru evacuare. V-am citit data trecută, sunt visoscut data trecută. Avem regulamentul făcut de colegul nostru, domnul Denșa. Este foarte bun regulament, chiar foarte bine lucrat la el. Dacă aveți discuții pe tema acestui proiect de hotărâre. Echipa se știe, de la noi știți cine este pus de la noi? Bineînțeles, da. Deci pentru intervenție sunt este Cătălin, este domnul Farcaș, domnul Roca, domnul Cotaru, domnul Pluteanu, Salca Agustin. Salca Agustin, da. Suntem la punctul 7. Al șaptelea proiect de hotărâre este rectificarea bugetului local pentru Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2017. Doamna contabilă este aici. Îi dăm cuvântul să vă explice în cazul în care aveți două adrese la NPP, la finanțe. Una, ia o sumă de bani la începutul anului, am primit mai mulți bani pentru asistenții personali și ne-au luat 218.000 de la asistenți și mai iau de la școală, tot de la salarii, 79.000. Restul modificărilor sunt între capitole, adică am analizat împreună cu domnul primar, unde am mai avut și nu mai considerăm că am cheltuit, am pus bani la drumuri, de la indemnizații cu transferuri. Deci am pus banii pe la camion, deci pe la drumuri. În principiu cam acolo a fost, am pus suma cea mai mare de la altă capătă. Dacă aveți întrebări? Se supune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva. Abține. Deci votul pentru. Da. Ultimul punct, avem... Penultimul. Avem suplimentarea, o suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea lipirii unor imobile, terenuri de construcție situate în intravilanul satului Cleja, Comuna Cleja, proiect inițiat de domnul primar. Este vorba despre grădinița și școala situată la intrare în comună pe unirii numărul 6, acolo fiind două numere cadastrale, trebuie să facem alipirea celor două numere pentru a forma un singur număr cadastral în vederea proiectului pe care l-am obținut PNDL-ul cu modernizare. Despre asta este vorba. Doamna Benicheanu, procuror raport de specialitate, ne-a explicat despre ce este vorba, de ce este necesar. Dacă sunt probleme în legătură cu această suplimentare, nu? Se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la... În ședința trecută s-a discutat despre... Să punem o taxă de drum pentru mașinile care depășesc un anumit tonaj. S-a primit adresa către Consiliul Județean, așteptăm să ne vină răspunsul. Între timp s-a făcut cu adresă și către poliție, tot la fel, așteptăm să ne vină răspunsul. În urma răspunsurilor care vor veni, vom merge în continuare cu proiectul de hotărâre pe care dorim să-l facem. V-am adus la cunoștință ca să știți că s-au făcut demersuri. Da. Aici aș avea eu de... Da, spuneți. Noi ne plângem că mașinile ne strică drumurile. Da.
la excavatorul la mare, cum și-o permis să meargă pe șosea din dreptul meu de acolo și până la Precoci. Mă gândesc în divizul ăla de lucrări, da. O să apară acolo și transportul, că a venit cu ei cu mașina și a transportat excavatorul ăla. Așa. Dita mai excavatorul, merge pe asfalt. Așa. E frumos? Da. Spuceam asfaltul noi, așa? Eu vă întreb altceva. În urma drumului parcurs de excavator, ați observat vreo... O să se observe. Pe asfalt? O să se observe. Iar o excavator... Nu, eu știu că nu se circulă cu numai excavatorul, cu șenile și pe asfalt. Trebuie echipat cu cauciuc. Trebuie echipat cu cauciucuri, bine, cu da, șenile. Bine, dar a fost excepția. Asta e pentru tot interesul comun. Noi acest excavator l-am dus ca să putem să facem în continuare lucrările. Eu cred că trebuia să vină și să-l transporte un trailer. Nu să meargă pe asfalt. Nu aș la cunoștință părerea dumneavoastră că Victor vom ține cont de ea. Alte nelămuriri. Dacă sunt alte nelămuriri, vă rog frumos. Dar diverse, dacă sunt probleme. Da, mă scuzați, domnul. Mai avem încă o adresă venită de la Adi și ne zice că, având în vedere faptul că modificarea prețurilor și tarifelor necesită, pe lângă acordarea mandatului special de dat reprezentantului dumneavoastră AGA, ADIP și adoptarea cu claritatea unei hotărâri de Consiliul Local referitor la aprobarea prețurilor tarifelor, altele decât cele pentru serviciul de apă potabilă și canalizare, ne anexează modelul proiectului de hotărâre de către Consiliul Local făcut. Ne zice că va fi transmis și pe adresa dumneavoastră de mail în formă editabilă. Domnișoara, să uitați peste acest material. Spuneți-le dumneavoastră despre ce este vorba de care. Nu a venit tabelul respectiv, dar nu a venit semnat, nu a venit și tabelul. Da, au anunțat un material cuprind indicatori chimici, cloruri, sodiu, azotați, amoniu, tot felul de aluminiu, indicatori chimici specifici, așa, dar fără să fie semnat de cineva și însușit. Da, un model, dar eu trebuie să fie însușit. Înseamnă că am dat-o în primul loc de consiliu. Trebuie să-l avem în vedere. Da, noi suntem de acord. Acum, dumneavoastră, dacă sunteți de acord să aprobăm asta, fără să fie însușit de cineva de specialitate. Ce vreau să dacă dumneavoastră vă pricepeți la asta, eu una personal... Nu mă pricep, nu sunt nici inginer chimist, nici... Practic, ce înseamnă, dacă vreți să-mi explicați, mai pe înțelesul nostru, ce înseamnă acea rătire? Și pentru ce vrea prevoastră? Deci sunt niște prețuri, în afară de consumul de apă... Da, sunt penalități pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate. Noi n-am venit deocamdată așa ceva și... În momentul în care... Nu este cazul. Dar nu este însușit de nimeni. Un inginer, un economist. Probabil o trimis doar pentru informare. Nu, nu. La un proiect de hotărâre. Asta să fie aprobat de Consiliul Local. Da, dar deocamdată nu trebuie să... Nu avem canalizare, ce am vorbit și canalizare. Da, altele decât... Nu v-am adus acolo și tarifele pentru apa potabilă, cum se Închidem ședința. Dați un pic la diverse. Da, închidem ședința. Am închis. Închidem ședința.